Premierul Florin Câțu a afirmat faptul că alocațiile pentru copii și pensiile vor crește la începutul anului 2022, însă oamenii spun că s-au săturat de promisiunile deșarte făcute de actualul guvern. Florin Câțu, blamat de oameni în urma afirmațiilor făcute sâmbătă la Botoșani privind majorările de alocații și pensii ce ar urma să aibă loc la începutul fiecărui an în funcție de creșterile economice și de inflația pe care România o înregistrează. Însă oamenii spun că nu mai cred niciun cuvânt din spusele premierului, vor să vadă fapte, nu vorbe. Premierul României afirmă faptul că de la începutul anului vor crește pensiile și alocațiile. Ce părere aveți? Care an? Acesta. N-a specificat anul. Știu, vorba lui aia. Știu cum e problema aia. Știu că mă sor la toamnă, dar cu ce-i măcul la noapte? Aici e problema, n-a specificat anul. Ăsta minte de îngheață apele. Nici el nu știe ce vorbește. Ce zice azi, retactează mâine și iar o așa înflorește. Unul dintre cei mai slabi premieri care a avut România vreodată. Cei mai slab. Sau face jocul celor din afară. Asta e toată. Nu. Nici nu credeți. Așa ceva. Sau, cum zice, că va mări, dar va face o indexare care este nesemnificativă cu inflația care este. Asta e totul. Deci minte de îngheață apele. Nu crezi, mă, domnișoară, fii serioasă. Nu crește nicio pensie, nicio alocație. Și nu suntem decât noi de vină, poporul. Și își bagi joc de noi, că ei iau. Ia uitați, vine la spital. De azi dimineață până acum 100 de lei. Păi mâine mă internez. Din ce pensie? Dintr-o pensie de 800 de lei? Datorită lor murim. Unul câte unul. Nu vedeți că tot tineretul a plecat din țară? Că aici nu are cu ce trăi? Sunt oameni care fac foame, domnișoară, care nu au o bucată de pâine să o mănânce. Ce să vă spun? Nici o minciuni. Mă, 30 de lei, dacă spunea, pe român îl încânta și se bucura că poate își cumpăra pâinea pe luna respectivă. Raluca Turcan a pledat din nou pentru o reformă a pensiilor, explicând că există o presiune în creștere pe sistemul de pensii. În următorii 9 ani vor ieși la pensie decreței, copiii născuți după decretul lui Nicolae Ceaușescu din 1966, prin care erau interzise avorturile, astfel că vor exista în plus față de media normală 1,8 milioane de pensionari. Nu. Deci nu credeți? Nu. Păi ei trebuiau să mărească deja, să ajungă, deci au mărit cu 14 până la 40, mai trebuia cu 26%. Și n-au mișcat nimic, e legea în vigoare. Raportul între cea mai mică pensie și cea mai mare este de 1 la 100. Există mii de pensionari care câștigă în instanță împotriva statului român și există obligația de creștere a contributivității la sistemul de pensii, aducând în calcul pensiile cât mai multor oameni pentru a reduce inechitățile.